Uite-l cum se vede de la Lacul Filtraru, de la baraj. 11.04. Sunt cam în întârziere. Salutare, prieteni! Sorin de la Socializează cu noi aici. Acesta este video numărul 1 al seriei de videouri cum este primăvara pe vârful Lespez. Este 15 mai 2020. Este prima zi în care avem voie să urcăm din nou pe munte după starea de urgență. N-am mai putut să stau la București. De la începutul săptămânii mi-am plănuit această ieșire pe vârful Lespez. Ca de obicei, o să fac o serie de videouri pe care te invit să le urmărești. O serie de videouri legate de acest traseu. Vârful Lespez este un vârf pe care îl îndrăgesc foarte mult și pe care am fost de foarte multe ori. În acest moment sunt la Piscul Negru. O să întorc camera să arăt ce este în jur. Este o zi super, mega, fantastică. O zi superbă de primăvară, este soare, sunt în pantaloni scurți, în tricou. Se anunță ceva vânticel sus acolo, dar nu vor fi probleme deosebite, am tot echipamentul la mine. De asemenea, informându-mă la Salvamont, am aflat că s-ar putea să existe și niște limbi de zăpadă, așa că ei mi-au recomandat să iau și colțare și pioletul, i-am luat, bineînțeles. Mă așteptam, sincer să spun, după 2 luni de interzicerea muntelui, ca această parcare să fie plină și ca mulți oameni să urce pe munte. Nu este cazul, dar asta mă bucură pentru că voi urca pe munte liniștit și mă voi bucura de natură, fără alte distracții. Hai să zic cum a fost aseară. Aseară am stat până la ora 2, tot dând refresh, tot căutând pe internet o știre oficială, cum că avem voie să mergem din nou pe munte, pentru că nu eram sigur. Da? Ei nu au decis cei guvernul, nu știu, n-am reușit să găsesc o știre oficială prin care noi aveam voie să mergem pe munte, așa că am stat și am așteptat. E, s-a făcut 2 noaptea și evident n-am mai putut să plec de la București la ora 4 dimineața cum mi-am propus, pentru că mi-e teamă să circul obosit, să nu fac vreun accident, Doamne ferește. Așa că pur și simplu m-am trezit la ora 8, la 8:30 m-am suit în mașină și este ora 12:38, acum și voi pleca pe traseu. Mă bazez pe faptul că eu urc destul de repede și cobor destul de repede, sunt pregătit fizic și că nu mă va prinde noaptea pe traseu. Și chiar dacă mă prinde, oricum am ce trebuie, am echipament, am frontală, va fi în regulă. Dar na, așa este, știi cum e. Socoteala de acasă nu se potrivește cu socoteala de acasă în cazul ăsta, că eram acasă când făceam chestia asta. Dar practic ce aș vrea să rămâi cu din asta, cu ce aș vrea să rămâi din povestea asta, este faptul că Lespez fiind un vârf destul de greu de făcut, practic sunt 1300 de metri de urcat și este așa, gen urci un bloc așa, foarte, foarte înalt. Este un vârf destul de solicitant și recomandarea ar fi să încep traseul de dimineață, undeva pe la ora 8 și nu la ora 12:39, adică ora 1. Te invit să-mi lași un comentariu pe acest video și să-mi spui dacă ai fost vreodată pe vârful Lespez și de asemenea dacă ai vreo întrebare despre acest traseu și eu am răspunsul, cu siguranță îți voi răspunde mai jos în comentarii. Dacă ești pe YouTube, abonează-te! Este un canal, acesta este un canal care se vrea pentru începători în ale muntelui și ai grijă de tine, este cel mai important lucru pe care îl ai de făcut. Te salut și ne vedem la videoul numărul 2 al seriei!